Deci, aici chiar n-am vreo informație. În cât timp estimați să aliniați oferta de produse BCR, BPL cu cea a Erste Bausch Parcase? Am văzut că se vând pe site o felul de... Da. Da, eu zic că noi o să mergem pas după pas, step by step. Cred că la ora actuală am demonstrat că putem să fim într-o achiziție foarte solidă de clienți pe zona de economisire, care asta trebuie să continue și trebuie să o vedem anul viitor peste 100.000 de contracte, probabil peste încă 2 ani să avem peste 125, poate 150.000 de contracte. Deci asta va fi un flux care continuă și e stabilizat. Important acum să încep și cu creditele, să am și aici credite locative, credite anticipate, intermediare și să încep să am masă critică și la credite, să înceapă să meargă. După care, ceea ce o să facem noi, o să facem o aliniere din punct de vedere, acum, cum să spun, evolutiv, pe măsură ce ne apropiem și de euro. O să facem o aliniere cu ce vedem și în zona euro, dar eu zic că mai avem niște ani până acolo, pentru că diferențele sunt foarte mari între ce avem în Austria, de exemplu, și ce avem la noi aici. Deci, din punct de vedere prețuri, cred că suntem cu un ecart și cu o structură de ofertă foarte corectă pentru piața noastră acum aici. Adică un credit la 6% sau 5% în lei fix este extraordinar. În Austria, probabil că un credit la 6% în euro... E scump, da. Dar e o altă discuție. De asta spun. Alinierea asta, din punct de vedere tarife, va urma în câțiva ani. Probabil 3-4 ani. Dar vom converge. Cam asta ar fi ca direcție. Cunoscând toate slăbiciunile Raiffeisen, ca să zic așa, vă va fi mai ușor să țintiți poziție locul numărul 1? Da, cred că nu e un secret că ne propunem să fim cea mai mare bancă de economisire creditare. Dar n-aș pune din perspectiva că știm slăbiciunile sau... Ci mai degrabă aș pune din perspectiva că de la început felul cum setăm banca aici și felul cum o poziționăm și o poziționăm ca structură, ca integrare cu BCR-ul, ca ofertă de produse, ca pricing, ca abordare de marketing și de vânzare, să fie optim. Că să fie best market practices. Cam asta e viziunea mea. Să facem un best market practices cu BCR-ul. Ok, vă mulțumesc. Asta a fost tot. Mulțumesc.